Cariera Gil Sud ar putea fi deblocată în zilele următoare. Anunțul a fost făcut de președintele sindicatului Lignitul Oltenia Constantin Crețan. Liderul de sindicat spune că circuitul de transport de cărbune va deveni funcționabil în zilele următoare. S-a ajuns la această situație în urma unor alunecări de teren, care au fost descrise de managerul complexului energetic Oltenia ca fiind unele de proporții biblice. Pentru remedierea acestei situații au fost mutate utilaje de la cariera Gil Nord.